Vreau să vă întreb dacă în cele peste două ceasuri de când suntem în locul acesta, Dumnezeu v-a vorbit vreunuia dintre dumneavoastră în această dimineață. Că de fapt, dragii mei, când venim înaintea lui Dumnezeu, nu se așteaptă doar ca noi să-i vorbim lui Dumnezeu. O facem și asta. Și undeva în străfundul inimii noastre este această dorință, această așteptare. Când îi vorbesc eu lui Dumnezeu, Dumnezeu să-mi răspundă. Nu doar că este așteptare, până la urmă este și crezul nostru că atunci când ne rugăm, Dumnezeu ne răspunde. Dar ce ziceți dumneavoastră? Dacă asta este în ceea ce privește relația noastră cu El, dacă Dumnezeu din cer își face timp să ne vorbească în două ceasuri și jumătate, în trei ceasuri și jumătate, sau în trei ceasuri, credeți că Dumnezeu din cer așteaptă ca și noi să-i răspundem? Bun, ați spus, mulți dintre noastre, amin, când v-am întrebat dacă v-a vorbit Dumnezeu în această dimineață, și vreau să vă întreb, fără să-mi răspundeți, dacă i-ați și răspunsul lui Dumnezeu. Avem în această dimineață, înaintea noastră, o tânără, o ființă umană, dacă vreți, căreia Dumnezeu din cer îi vorbește. Și dacă mă uit în toată istoria umană, dragii mei, aceea care este prinsă în Biblie, dacă vreți, Dumnezeu din cer vorbește și îl slăvesc pe Dumnezeu că încă mai vorbește. Dar Dumnezeu atunci când vorbește are această așteptare. Nu știu cât așteaptă după noi. Așteaptă să-i răspund. Și vreau să cred că așteaptă să-i răspunde îndată. Dragii mei, când Dumnezeu l-a chemat pe Moise, i s-a descoperit, i-a vorbit Dumnezeu și a făcut de cunoscut planul său și Dumnezeu din cer aștepta ca Moise să zică, Doamne, asta fac. Mă duc în Egipt. Când Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon, i-a vorbit lui Gedeon, bună oară, i-a spus ce trebuie să facă, ce așteaptă Dumnezeu de la el, Dumnezeu în final a stat și a așteptat ca Gedeon să zică, Doamne, fac. Aș putea să mă duc în toată istoria biblică. Stau și mă întreb în această dimineață, când venim la casa lui Dumnezeu sau în alte circumstanțe, când Dumnezeu ne vorbește din cer, de câte ori am răspuns lui Dumnezeu și de câte ori n-am făcut-o? Sau am zis, am mai auzit-o pe asta. Mi se spune fiecare duminică. E pentru alții. Nu, dragii mei. Când Dumnezeu din cer ne vorbește, Dumnezeu așteaptă să răspundem. Și ni s-a spus în această dimineață că Maria a spus într-un final, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Ăsta e răspunsul meu, Dumnezeule, pentru tine. Vreau să se facă așa cum zici tu. Pentru că într-o zi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de tot ce Dumnezeu ne-a vorbit. Și noi am luat cuvintele acelea, cum spunem, sau și le-am aruncat înapoi a noastră. Sau am zis, ca un om de aici din Biblie, te ascult altă dată, predicatorule. Sau Dumnezeule, te ascult altă dată. Vreau să insist în această dimineață pe acest aspect. Dumnezeu așteaptă să răspundem când ne vorbește. Că cine știe cât ne mai vorbește Dumnezeu? De aceea vreau să predic, nu mult în această dimineață, avem și o binecuvântare spre finalul slujbei, vreau să predic despre omul care răspunde afirmativ lui Dumnezeu. Să fiu eu? Să fiți dumneavoastră? Oameni mai în vârstă de aici din biserică sau oameni mai tineri? Cărora Dumnezeu din cer ne vorbește să răspundem afirmativ. Da, Doamne, aici e robul Tău, facă-mi se după cuvintele Tale. Cum este omul acesta care răspunde afirmativ vorbirii lui Dumnezeu? S-ar putea să repet unele lucruri pe care fratele Ionuț le-a spus. Mai întâi de toate vreau să spun, omul acesta este omul care prețuiește harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu.
Înseamnă multe harul lui Dumnezeu, vă spuneam și cu alte ocazii, dar în această dimineață, când îngerul trimis de Dumnezeu îi vorbește Mariei despre har, îi vorbește de fapt, așa cum ni s-a spus, despre favoare. Dumnezeu ți-a făcut o favoare. Și vă întreb, la câți din locul acesta Dumnezeu ne-a făcut vreo favoare? Dacă spuneți amin, frații mei, știți la ce să vă gândiți? Care e favoarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o? Care? Dacă vreau să-i răspund lui Dumnezeu când îmi vorbește, trebuie să prețuiesc favoarea pe care mi-a făcut-o. Și să știu să-i spun, Dumnezeule, îți mulțumesc pentru favoarea asta. Câte favoruri nu ne-a făcut Dumnezeu, dragii mei? Marie, faptul că vine un înger din cer să-ți vorbească, e favoare sau nu-i favoare? Sigur că e favoare! Frații mei, surorile mele, faptul că vine Dumnezeu să ne vorbească, e favoare sau nu-i favoare? Că n-a meritat să ne vorbească. Poate mai dădeam exemplul acesta când Petru și cu o ceată de ostași, un grup dintre de ucenici, se duce la Marea Galilei să pescuiască, după ce l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos, era după înviere deja, se trudesc toată noaptea, vin până la țărm, fără să fi pescuit nimic în noaptea aceea, și Domnul îi așteaptă pe țărm. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos se uită din ceata aceea de ucenici spre Petru și spune, Petre, mă iubești tu pe mine? Vă întreb, i-a făcut Domnul o favoare acestui trădător? Să-i spună pe nume, să-i vorbească, să-i se adreseze, să inițieze un dialog, dacă vreți. Era favoare sau nu era favoare? Amin. Sigur că era favoare! Dragii mei, nu merita Petru să-i se adreseze Domnul Iisus Hristos. Dar dacă Domnul s-a oprit și dintre mulți i s-a adresat, era favoarea pe care i-a făcut-o, dragii mei, că i-a vorbit. Dacă Dumnezeu încă ne mai vorbește, deși nu merităm, că fiecare știm, dragii mei, cum ni viața, e pentru că Dumnezeu ne face o favoare. Dacă v-aș întreba în această dimineață pe dumneavoastră care sunteți în locul acesta, dacă sunteți mântuiții lui Dumnezeu. Amin. Știu că asta ziceți. Și așa este. Slavă Domnului. Dar vă întreb, mântuirea asta nu-i favoarea lui Dumnezeu? E sau nu e favoarea lui Dumnezeu? El ne-a mântuit, spune Apostolul Pavel când scrie lui Tit la capitolul 3, El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute de noi, ci ne-a mântuit prin îndurarea Lui sau în îndurarea Lui. Adică în favoarea Lui. Avem noi o cântare, nu știu, nu cântăm prea des, care spune cam așa, n-ai fost dator să mă iubești. N-ai fost dator să mă primești. Dacă m-ai iubit, dacă m-ai primit, dacă m-ai mântuit, nu e pentru că te-am îndatorat eu cu ceva pe tine, Dumnezeule, și tu să trebuiască să vii să-mi plătești mântuindu-mă sau iubindu-mă. N-ai fost dator. Chiar dacă am postit 40 de zile, nu-i dator Dumnezeu. Chiar dacă mi-am sfințit viața, nu-i dator Dumnezeu. Chiar dacă m-am dus la biserică în fiecare duminică, dimineața și seara și de fiecare dată când a fost program, nu-i dator Dumnezeu. Chiar dacă stau înaintea lui Dumnezeu ca fariseul să-i spun, Dumnezeule, eu postez, dau zeciuială, dau milostenie, adică împlinesc legea ca tânărul bogat, nu ești dator, Dumnezeule. Dacă într-o zi m-ai mântuit, mi-ai făcut o favoare. Mă înțelegeți, frații mei? Dacă într-o zi Dumnezeu se oprește pe la noi, pe la noi pe acasă, sau pe la noi pe la biserică, sau pe la noi pe la spital, sau pe la noi cine știe pe unde, dragii mei, nu-i dator. Nu, nu! E favoarea pe care ne-o face Dumnezeu.
căpătăm trecere. Este altă expresie în Biblie, dragii mei, a harului sau favorii. Căpătăm trecere înaintea lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură în Genesa, capitolul 18, că Avram a văzut că vin trei bărbați, așa apar undeva la orizont. A ieșit înaintea lor și a zis, e expresia asta acolo în capitolul 18, Doamne, nu știu ce a priceput Avram, dar a zis Avram așa, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, nu trece, te rog, pe lângă mine, oprește-te. Fă-mi favoarea asta și oprește-te. Dacă s-a oprit Dumnezeu vreodată pe lângă noi, dragii mei, lângă noi, s-a oprit nu pentru că l-am îndatorat noi cu ceva. Chiar dacă am strigat ziua și noaptea și iar ziua și iar noaptea, chiar dacă, dragii mei, n-am avut somn cu nopțile și ne-am sculat din pat să ne rugăm lui Dumnezeu până dimineața, nu l-am îndatorat pe Dumnezeu, mă înțelegeți, frații mei? Când El se oprește la noi, e favoarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Ei, omul care răspunde afirmativ lui Dumnezeu e omul care prețuiește favoarea lui Dumnezeu. Prețuiește favoarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, omul care răspunde afirmativ lui Dumnezeu este omul care se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. A venit îngerul Gavril la Maria și a spus următoarele cuvinte. Domnul este cu tine. E asta o promisiune de la Dumnezeu. Domnul este cu tine. Dragii mei, nu știu dacă dumneavoastră înțelegeți valoarea acestei promisiuni. Cât de importantă este promisiunea asta? Știți că ea nu e importantă pentru oricine, frații mei, știți? Dacă ești sănătos, dacă ai bani suficienți, dacă ai o casă caldă, dacă ai haine destule, dacă ai mâncare destulă, nu prea simți importanța expresiei Domnul este cu tine. Vă întreb, tânăra asta avea nevoie de această promisiune venită de la Dumnezeu din cer, Domnul este cu tine? Avea nevoie sau nu avea nevoie? Și dacă ziceți că avea nevoie, de ce avea nevoie? Marie, pentru tine nu vin vremuri tocmai ușoare. Ai nevoie, Domnul este cu tine, pentru că nu vin vremuri tocmai ușoare pentru tine. E adevărat că nu veneau vremuri tocmai ușoare. Nu era căsătorită? N-avea bărbat? Dragii mei, spune Sfânta Scriptură în altă evanghelie că Iosif, logodnicul ei, se gândea să o lase. Și dacă se gândea să o lase, trebuia să o dea pe mâna celor care judecă, dragii mei, cazuri de felul acesta. Nu-s vremuri prea ușoare pentru tine, Marie. Dar ai această promisiune din cer. Domnul este cu tine. Și răspund afirmativ lui Dumnezeu. Facă-mi se după cuvintele tale. Cam această promisiune. Domnul este cu mine. Amin. Uitați-vă în Biblie. De foarte multe ori în situații asemănătoare, când nu se arătau vremuri prea ușoare, Dumnezeu a făcut această promisiune. Eu sunt cu tine. Când cineva trebuia să ia decizii radicale, care să le expune în fața celorlalți și avea nevoie de curaj, Dumnezeu a venit din cer și a zis, sunt cu tine. Vă spuneam ceva mai înainte despre Gedeon. A venit Dumnezeu la Gedeon într-un mod așa mai obișnuit, aș zice, în prima fază, ca un trecător care merge pe acolo, pe lângă arie. Domnul este cu tine. Vă întreb, dragii mei, Gedeon avea nevoie de această asigurare, de această promisiune? Știți că tânărul ăsta, dragii mei, trebuia să ia niște decizii radicale? Trebuia să meargă acasă, să dărâme altarul lui Baal, să taie parul închinat Astartei, să se expună pe sine familiei, să expună familia neamului? Știți lucrul acesta?
L-a luat frica. Nici n-a făcut lucrul acesta, ziua l-a făcut noaptea. Dar Dumnezeu a văzut că decizia asta radicală nu poate fi luată, dragii mei, dacă nu are această asigurare. Domnul este cu tine. Omul ăsta nu va răspunde, n-are cum să răspundă afirmativ la ceea ce Dumnezeu îi vorbește și îi spune. Dacă nu crede această asigurare, Domnul este cu tine. Amin. Și a făcut această promisiune. Gideon, du-te, Domnul este cu tine. Chiar dacă nu vin vremuri ușoare pentru tine. Știți că cetatea s-a răsculat și s-a dus la tata lui Gideon și i-a pus întrebări și a cerut să fie scos fiul său afară. Și tata a zis, tata lui Gedeon, dacă Baal-i Dumnezeu, lăsați-l să se apere singur. Îl întâlnește Dumnezeu pe Moise, așa cum vă spuneam ceva mai înainte, că i s-a descoperit la muntele lui Dumnezeu. Și vrea Dumnezeu să-l trimită pe Moise în Egipt. Știți ce îi spune de fapt Dumnezeu cu această trimitere? Moise, nu urmează vremuri tocmai ușoare pentru tine. Că te trimit acolo de unde ai fugit. Te-ai temut, din cauza asta ai fugit de acolo, din Egipt. Ei, tocmai acolo te trimit. Dar Dumnezeu îi spune în capitolul 3 din Exod, eu voi fi negreșit cu tine. Amin. Te temi, îți pui întrebări, ai complexe, nu poți să vorbești, îți ridici această întrebare că nu te vor primi, nici măcar ai tăi nu te vor primi, dar minte să te duci să vorbești lui Faraon. În tot contextul acesta ai această promisiune, Moise, că nu vin vremuri prea ușoare pentru tine, Domnul este cu tine. Amin. Care dintre dumneavoastră din locul acesta poate fi sigur că pentru el vin vremuri foarte ușoare? Care poate fi sigur? Sau e adevărat pentru fiecare dintre noi că nu vor veni vremuri prea ușoare? N-am pretenția că-s proroc. Nu știu să-mi fi dat Domnul darul acesta. Poate mi-a dat altele. Dar, dragii mei, n-am nicio îndoială să vă spun în această dimineață că nu vin vremuri prea ușoare. Nici pentru cei bătrâni, nici pentru cei tineri, nici pentru membrii de biserică, nici pentru nemembrii de biserică. Nu vin vremuri prea ușoare. Și vă întreb, avem nevoie noi aici de această asigurare, promisiune? Eu sunt cu voi? Amin. Ca să putem lua, dragii mei, decizii radicale pentru viața noastră cu Dumnezeu. Avem nevoie de această asigurare? Amin. Sigur că avem nevoie să ne dea această asigurare, curajul să facem ce ne cere Dumnezeu să facem. Amin. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun, dragii mei, despre omul care răspunde afirmativ lui Dumnezeu, este că acceptă clarificările lui Dumnezeu. A spus ceva fratele nostru despre asta. Dragii mei, e imposibil să-l cuprinzi pe Dumnezeu cu mintea. După cum este imposibil să cuprinzi lucrările lui Dumnezeu cu mintea sau să le înțelegi. Spune Sfânta Scriptură că atunci când Maria a primit vizita asta, când îngerul i-a spus, ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, Maria se întreba singură în sinea ei ce puteau să însemne cuvintele astea. Nu erau clare pentru Maria. Și în momentul acela, înainte de a răspunde afirmativ lui Dumnezeu, ea avea nevoie de clarificări. Vă întreb, i le-a dat îngerul din partea Domnului sau nu i le-a dat? Chiar dacă mă refer la alt context decât cel pe care l-a folosit fratele nostru mai înainte. Îngerul i le-a dat. Ce poate să însemne urarea asta? Domnul este cu tine. Ți s-a făcut mare har. Îngerul vine și îi spune ce plan are Dumnezeu. Îi explică, dragii mei, acestei ființe că Dumnezeu a prins-o în planul său și din cauza asta s-a oprit la ea. Dumneavoastră ați avut vreodată nevoie de clarificări atunci când Dumnezeu v-a vorbit ceva? N-ai cum să dai răspunsul. Aduceți-vă aminte că
famenul acela se ducea înspre țara lui de la Ierusalim citind în carte, cartea profetului Isaia. Ce ziceți, a văzut Dumnezeu din cer că omul ăsta nu prea pricepe? Citește, nu pricepe. Câți dintre noi, din locul acesta, avem momente când citim în Biblie și nu prea pricepem? Eu personal am momente de felul acesta. Citesc o dată, de două ori, de 10 ori, de 20 de ori. Același verset sau același pasaj, nu pricep mai nimic. Am nevoie să vină Dumnezeu din cer să-mi clarifice, dragii mei. Și ființa asta care citea în cartea profetului Isaia, avea nevoie să-i clarifice. Dumnezeu l-a luat pe Filip, l-a trimis, s-a urcat în car și a pus întrebarea asta, pricep tu, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu-i cineva care să-mi clarifice? Despre sine vorbește prorocul aici? Sau despre un altul? Începând de la versetele acestea, de la pasajul acesta, Filip l-a predicat pe Iisus. Vă întreb, după ce s-au făcut aceste clarificări, famenul acesta a decis pentru sau n-a decis? A răspuns afirmativ lui Dumnezeu sau n-a răspuns afirmativ lui Dumnezeu? Amen. Nu am întâlnit încă, am auzit că se întâmplă prin alte locuri. N-am întâlnit încă pe cineva aici la noi care să ia o decizie așa rapidă pentru botez ca famenul. M-ați înțeles? Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat? Am auzit că s-a întâmplat undeva când chiar în ziua botezului erau oamenii îmbrăcați în haine albe să intre în apa botezului și cineva din sală a zis, acum vă rog să mă botezați. Cred din toată inima mea că Iisus este Hristosul, Mântuitorul meu personal. Și frații au fost nevoiți să-L boteze. I s-au clarificat lucrurile. A dat un răspuns afirmativ lui Dumnezeu. Pentru că s-au clarificat lucrurile. Încă un lucru foarte scurt, pentru că să trecem și la binecuvântare. În al patrulea rând, omul care răspunde afirmativ lui Dumnezeu este omul care crede metodele lui Dumnezeu. Deci, mei, femeia asta, tânăra asta, pune această întrebare despre care a vorbit și fratele Onuț, cum se va face lucrul acesta? Adică, dacă noi epuizăm toată lista cu metode, avem impresia că nu se poate. Numai că Dumnezeu are metode dincolo de ce putem noi pricepe. Știți care sunt metodele astea ale lui Dumnezeu care sunt dincolo de ce putem noi pricepe? Se numesc în Scriptură minuni sau lucruri mari. Așa sunt Biblie. Ca să poți da un răspuns afirmativ lui Dumnezeu când vine cu vorbire și vorbire de felul acesta, trebuie să crezi că Dumnezeu are metodele Lui care se numesc minuni sau lucruri mari. Când a venit Natanael la Domnul Iisus Hristos, chemat de Filip, a ajuns undeva în preajmă și Domnul a zis, iată un israelit în care nu este niciun vicleșug. De unde mă cunoști, a zis Natanael? Păi te-am văzut înainte ca să te cheme Filip când erai sus mochin. Era o minune asta, era un lucru mare. Stă în fața cuiva care citește inima, stă în fața cuiva care știe istoria lui, dacă vreți. Dar știți ce spune Domnul mai târziu acestui om? Pentru că ți-am spus că te-am văzut, crezi, lucruri mai mari decât acestea. Vei vedea. Auziți? Adică Dumnezeu are metode care se numesc minuni, se numesc lucruri mari. Cu astea lucrează Dumnezeu. Când Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune ceva, eu trebuie să cred că există metode la Dumnezeu ca să le împlinească. El este mai sus de mintea mea. Spunea Iov când s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu, când a stat în pocăință în capitolul final, mi se pare, din cartea Iov, a zis, am vorbit fără să înțeleg de lucruri care au mai presus de mintea mea. Auziți? Așa-s minunile. De minuni care erau mai presus de mintea mea. Minunile sunt mai presus de mintea noastră. Dar sunt metodele lui Dumnezeu de a lucra.
Ele trec dincolo de noi. Când ucenicii erau pe Marea Galilei, dragii mei, în pericol, marea era agitată, vântul era năpraznic, ei se trudeau să țină corabia sub control și au strigat la un moment dat: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim! La ce s-au așteptat ei să facă Domnul? Adică să facă ceva dincolo de ceea ce ei pot face. Că până atunci au făcut ei. Și au simțit că nu mai pot face și au zis: Învățătorule, vino și fă tu ceva dincolo de ce putem face noi. Ori ceea ce face El dincolo de ce putem face noi este minune. Este lucru mare. Este lucru mai mare. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, dragii mei. În ziua de astăzi, să știm, Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne vorbește și așteaptă să răspundem. Și pentru orice vorbire a lui Dumnezeu la care n-am răspuns și am aruncat-o înapoi a noastră, într-o zi vom răspunde înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să răspundem, prețuind harul Său, bizuindu-ne pe promisiunea Lui, acceptând clarificările Lui, crezând în metodele lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, fă cu mine ce vrei Tu și cum vrei Tu. Domnul să lucreze așa. Amin.